Acceptă că așa e treaba. Dacă nu acceptă, nu are unde lucra. Nu vedeți că nu sunt locuri de muncă? Nu sunt. El, omul, dacă e nevoit să facă așa ceva. Că dacă ar fi corect și patronii și ăștia lanți care... Da, da, dacă e un dezavantaj fără carte de muncă? Păi și normal, că dacă ieși la pensie, n-ai nici un venit. Cine te ajută? La negru ce, că azi mă duc, mâine nu mai mă duc. Așa, nu, nu. Eu să accepte sau nu cu fără carte de muncă? Să accepte cu carte de muncă, să fie în regulă. Bineînțeles, ar și la pensie, ar fi și el în drept cu toți oamenii cu plătească toate dările la stat. Nici amenziile, nici închisoarea nu-i mai sperie pe patronii care continuă să aducă la lucru lună de lună muncitori fără forme legale. Inspectorii de muncă din cadrul Corpului de Control Relații de Muncă al ITM Vaslui au efectuat 80 de controale în vederea verificării respectării legislației muncii în domeniu. Cu ocazia acestor controale au fost sancționați 25 de angajatori, din care 2 pentru munca fără forme legale de angajare. Legislația prevede ca și salariatul să fie sancționat dacă este prins că lucrează la negru. A simțit-o cel mai bine un bărbat din Vaslui amendat pentru că nu și-a reclamat angajatorul care îl ținea la negru la lucru. Cu această ocazie a fost sancționată și o persoană fizică, deoarece a acceptat să presteze activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă, persoana fiind sancționată cu amendă de 500 lei. Angajatorii care au primit la lucru persoane fără forme legale de muncă au riscat pentru fiecare persoană amendă de la 10.000 la 20.000 de lei. În decembrie, 60.000 de lei a fost valoarea amenzilor aplicate pentru patronii care aveau la lucru muncitori la negru.